Locatarii blocului 10A de pe strada Dobrogeanu-Ghirea sunt deranjați de faptul că reprezentanții Asociației de Proprietari 32 nu i-au informat în timp util despre pierderile mari de apă înregistrate la începutul acestui an și că le mai cer și 7.900 de lei pentru remedierea avariei care a cauzat aceste pierderi. Deci noi, data de 4 a 3-a, s-a convocat o ședință, afișul a fost pus dimineață la ora 10-11, noi la ora 17 trebuia să avem ședința. Vă dați seama, într-o perioadă foarte scurtă de timp, ne-am întrunit câțiva, 8 persoane au fost, plus președintele, plus doamna administrator. Așa, ni s-au dus la cunoștință, la data respectivă, domnul e tot de la noi băiat. Ni s-au dus la cunoștință că avem de plată o sumă de 5.400 de lei, deci prima tranșă, prin care se face o investiție, se schimbă o coloană, se schimbă căminul din stradă, de la blocul 10A, se aduce la colțul blocului, așa. Și investiția asta, deci de o valoare foarte mare, vă dați seama că se ajunge la o valoare foarte mare. Noi am fost de acord să facem, sau mi s-au, de atunci mi-a spus dumneavoastră că sunt niște pierderi, și deci pierderile care ne-au fost relatate atunci la perioada aia au fost că 90 de metri cubi de apă, care este așa ca a spus dumneavoastră? Da. Și vi s-a dat un răspuns totuși de unde sunt pierderile astea atât de mari? Sunt între cămin și bloc. Și noi care asta este și soluția ar fi cumva schimbarea acestei Păi dacă tot se apucă de săpa și tot, deci soluția cea mai bună este de schimbat toată, pentru că Doamne ferește, pisi vreuna se sparge, faci meargă săpături. Locatarii doresc rezolvarea problemei, dar susțin că sumele cerute pentru realizarea lucrărilor depășesc puterea lor financiară. Suntem de acord cu remedierea avariei, pentru că de la avaria asta, așa presupusă avarie, care nu știm unde este și cum este, deci noi ca locatari nu am fost informați conform articolului 28, dar ne-a scris mai bine legea. Noi aveam dreptul ca locatari, ca dumneavoastră, să ne informați la vizier, nu pe ușă, când unde se ia afișele, da? Deci cumva contestați faptul că nu ați fost informați în timp. Deci au început acum niște demersuri care am văzut data de 12-13 februarie, care dumnealor le-ar fi făcut. Deci investiția numai cu acordul asociației a început sau vor să o înceapă. Deci noi nu suntem contra a investiției care vor să o facă, știți? Problema că suma pe data de 7 s-a mai adăugat 2500, deci de pe atunci am aflat cu adevărat că e 7900. Dar cine a stabilit acești bani? Această sumă păi e stabilită de cine? Doamna administrator ne poate spune. Că puteți să ne spuneți cine a stabilit sumă? Este devizul care are și doamna de 5300 și ceva. Nu am deviz la mine. Pierderile masive de apă reprezintă principalul motiv pentru care oamenii cer o mai mare transparență a reprezentanților Asociației de Proprietari. În anul 2018, luna februarie, la noi pe tabel, noi figuram cu zero pierderi. În luna februarie anul 2018, nu stai un pic, 2018. Okay. Din anul 2018, luna lui februarie, până la sfârșitul decembrie, 30 decembrie, noi am fost încărcați cu 300 de metri cubi de apă, un bloc. Acum, în luna ianuarie, deci sunt facturați pe tabel 30 de metri cubi de apă pierderi, mai apar 90 de metri cubi de apă, de aici s-a iscat conflictul, în care eu am precizat lui doamna, din unde ați scos dumneavoastră 90 de metri cubi încă? Plus aia 30 de metri cubi, deci noi în luna lui ianuarie avem de plată 120 de metri cubi de apă. Pe când noi locatari, dar sunt care am putut strânge acum, sigur. Oamenii și-au achitat. Dar câți locatari sunteți în situația? Nemulțumiți ca dumneavoastră. Locatari care s-au trecut pe listă, deci la suma asta, în luna lui decembrie a fost 31 și... Nu, nemulțumirea asta e la toți locatarii? 25 de persoane suntem până acum, care au semnat. Care au semnat. Dumneavoastră știați că sunt 27-25 de persoane? Nu știu, că nici n-au umblă trimis femeia de servici cu... Adică mi se pare că e destul de mare, un număr destul de mare, adică dacă era un locatar din sau doi... Din 25 sunt pensionari, am venit cu un puteai să intri în domnul, dar așa e un bloc întreg aproape. Familii cu copii care stau în condiții foarte imane într-o garsonieră foarte mică, pensionari cu pensii foarte mici,
Acuzații foarte grave îi se aduc și președintelui asociației, despre care se spune că ar fi fost violent cu locatarii care i-au cerut detalii despre această problemă. Este ceva urât ca un bărbat să arăva o fi, indiferent. A sărit la dumneavoastră la bătaie? Da, nu le-am făcut plângere la poliție, că am zis că miroseau a băuturi, na, alcool. Păi și am zis că, fiind o persoană, zic, hai să nu le fac plângere, să nu om în vârstă. Și cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestei probleme, având în vedere că domnul președinte nu a vrut să ne acorde niciun fel de interviu? O să mergem pe cale juridică. Acum am înțeles că au primit o circulară ca să ne se oprească apa de către la Apa Serv, că noi am sunat și ne-am interesat despre ce-i vorba. Și acum Apa Serv, în circulara lor, care nu am văzut-o încă, deci nu știm despre ce-i vorba, vor să ne oprească apa rece, să ne lese apa rece. Zice că din cauza noastră a locatarilor, noi o să suportăm consecințele până la urmă, că, dar nu-i corect. Și dacă deci, modul lor de aceasta ar fi suma de care este nevoie pentru reparațiile necesare? Păi s-a întrunit comitetul la cererea mea și comitetul deci au hotărât la ședința din seara asta, de pe data, cât suntem azi, din 14, așa? Să hotărască dacă se începe investiția la o lucrare așa mare și domnii au bani în asociație, că până acum nu aveau bani de un bec. Dar nu este nici clamă la ușa de la intrarea scara blocului. Cum se izbește? Reprezentanții Asociației de Proprietari nu au dorit să ofere un punct de vedere oficial legat de această situație. Rămâne de văzut cum și dacă problema locatarilor va fi rezolvată.